astăzi în Galeria de Artă a Municipiului Hunedoara. De fapt, orașul Hunedoara este cunoscut, recunoscut, datorită a trei branduri, ca să spun așa, Castelul Corvinilor, după cum știm, Combinatul Siderurgic din Hunedoara, vechea denumire, și, bineînțeles, echipa de fotbal Corvinul Hunedoara. Cam acestea trei sunt. Ei bine, o să salut aici Castelul Corvinilor prin anumite lucrări legate de legendele Corvinilor, respectiv Corbul cu inel în cioc și așa mai departe. Combinatul iar îl salut prin materia primă care a folosit această expoziție de sculptură, plămădit acest oțel, are, să spun așa, și molecule din Combinatul Hunedoara. Echipa de fotbal o salut și pe aceasta, bineînțeles, amintind că astăzi se împlinește un an de când a jucat cu FCSB în Cupa României. Chiar dacă l-a bătaie, nu asta e problema. Și vorbind despre fotbal, îmi permit să spun, era un antrenor, la o mică paranteză, la Corvinul Hunedoara, Mircea Lucescu, care în momentul în care mergea în deplasare cu echipa de fotbal, primul lucru care îl făcea, îi ducea în alte orașe, în țară, în străinătate, să viziteze muzeele și galeriile de artă. Ei, pe noi ne-a speriat un pic ploaia, suntem puțini, dar suntem cei care contează și invităm și cei care merg la fotbal să vină și în galeria de artă. După cum vedeți, legende, metal, titlul expoziției de astăzi, în istoria artei se cunosc foarte multe nume de sculptori și dacă vă întreb aproape oricine, știe un nume de sculptor, dar bărbat. Ei, femeie e un pic mai atipic, mai așa ni se pare, dar iată că nu e. Cristina Dinu astăzi vinovată de ceea ce se întâmplă în această galerie. Ea are un master în restaurare lucrări de patrimoniu. Restaurează și motociclete. Deci iată că femeia merge și pe motociclete. Nu este numai apanajul bărbaților. Și chiar îi place lucrul ăsta și ne bucurăm că este la Hunedoara, orașul în care a dat oțel, fier, Castelul Corvinilor și echipa de fotbal, precum am spus. Despre lucrări, vedeți, e vorba de sculptură. Nu sunt făcute cu dalta și cu ciocană, cum eram obișnuiți, ci folosește tehnologiile prezentului, adică flexul, freza, polizorul, aparatul de sudură, electros și mai știu ce... Electros. Deci, o altă tehnologie, bineînțeles, adaptată vremurilor noastre. În continuare, o să rog pe profesorul Fazăcaș, Igor, să ne spună ceva despre lucrări. Felicit și eu pe colega în expoziția aceasta pe care a organizat. Lucrările dovedesc o putere mare de cunoștințe în materie și un ochi foarte bun ca să găsească, să zicem așa, chiar în gunoi, metalul respectiv pe care l-a folosit. Precis că a căutat în multe zone, mai ales noi suntem renumiți cu deșeuri aruncate peste tot, dar dânsa a reușit să îmbrace aceste forme prin sudură, să dea forme puțin așa abstracte, chiar din alte lume, din astrale, dar peste tot se vede că omul apare, chiar dacă din
lanț, cum să zic, ochiuri de lanț îmbinate, cercuri, chiar acolo sudat, din diferite piese, chiar vedem că organele acelea, roțile dințate, parcă conține motorul vieții respective, adică este și o lume aparte și este și un semn de a ne trezi la realitate, ca să păstrăm ceea ce este natură și orice să folosim pentru a crea frumosul. Adică dânsa este, într-adevăr, cunoaște meseria care este oratoare, știe cum să le îmbine și să dea formă, să zicem așa, între grimele umane, aceste materiale, care altfel ar fi făcut peste tot în zonă. Este foarte frumos aranjat totul. Galeria, mai ales pereții aceștia alb, arată minunat, adică lucrările intră în valoare, chiar dacă seara sau se sting luminile și prin reflectoare se pot crea umbre pe pereți și niște jocuri. Eu felicit încă o dată și mă bucur că a venit în galeria noastră. Și nu în ultimul rând, Cristina Vinu, te rugăm, spune o poveste, de exemplu, despre această lucrare, dacă ce dorești. Mulțumesc. În primul rând, mulțumesc că m-ați primit în galerie și mulțumesc tuturor că ați venit să vedeți aceste lucrări și mă bucur să văd că vă plac. Lucrările mele întotdeauna poartă un mesaj cu dorința de a vedea o lume mai bună. Într-adevăr, cum spunea domnul critic, obiectele mele scot în evidență întotdeauna omul. Vreau o lume mai bună, vreau un om mai vertical și care să știe să ofere respect. Și atunci lumea ar fi mai frumoasă. Dacă am avea respect, lumea ar fi mai frumoasă. Accentul în lucrările mele întotdeauna e pus pe om, chiar dacă sunt abstracte. Iar lucrarea care a atras pe toată lumea este un om care luptă. Este rezultatul unui om care luptă întotdeauna și indiferent în ce poziție ajunge să fie, rămâne totuși vertical, nu? Da, asta este viața, este o luptă și trebuie să reușim să ajungem învingătorii. În această expoziție, pe lângă Castelul Corvinilor, despre care vorbesc, de aceea este legende în metal, sunt legende din istoria Corvinilor, apar mai multe lucrări care vorbesc despre acest luptător vertical, rănit, dar care a continuat să rămână în picioare, respectiv oamenii care au fost, ca să ajungem noi astăzi să fim, cu încercările lor și cu istoria lor. Mai mult, vedeți lucrările și simțiți dumneavoastră cum rezonați cu ele. Da, mulțumim în continuare, vă rugăm să socializați printre lucrări, să beți un pahar de apă și mulțumim încă o dată, Cristina. Mulțumesc încă o dată că m-ați primit.